la o nouă ediție a emisiunii Rom pentru România. Astăzi, în studiul emisiunii noastre, dezbatem mai multe subiecte din sfera socială și politică relevante pentru a înțelege mai bine situația comunităților de romi din țara noastră. Trecem în revistă atât problemele cu care se confruntă minoritatea romă, cât și soluțiile pe care le propun invitații speciali ai acestei ediții. Așadar, în studiul nostru este Nicolae Păun, președintele Partidei Romilor Pro Europa. Bun găsit, domnule Păun! Bună dimineața, Bo și telespectatorilor noștri, dacă putem să numim că e bună dimineața. Este o dimineață bună, sper domnul Cătălin Manea, deputatul minorității Rome, este alături de noi. Bun găsit, domnule Manea! Bună dimineața și mulțumesc frumos pentru invitație! Sunteți doi lideri importanței minorității rome, și aș vrea să răspundeți astăzi la cât mai multe întrebări legate de situația romilor din țara noastră la momentul actual. Așadar, când vorbim despre minoritatea romă și despre problemele cu care oamenii se confruntă, ce vă doare cel mai tare? În orice domeniu am intrat. Să încercăm să-l abordăm, vom observa că sunt teme destul de mari și foarte complicate. Este cel mai important de une zi și anume situația sinistraților, pentru că, iată. Un subiect actual și o problemă este un foarte subiect mare. Actual și nu că trebuie doar să vorbim, trebuie să găsim și soluții, să ajutăm oamenii din aceste zone și. Dacă ne rămâne timp să vorbim și despre copiii care trebuie să meargă sau ar fi trebuit să meargă la grădiniță și nu au mers, despre copiii care trebuia să fie urmat până în septembrie clasa pregătitoare și despre cei care, probabil, o parte dintre ei, au intrat la... Uh, clasa întâi. Așa cum spuneați dumneavoastră, haideți să revenim întâi la un subiect arzător, să spun și trist în același timp, situația acestor oameni mm. care au rămas fără de viață, să spunem așa. Mm. În județul Galați și în județul Vaslui înțeleg că situația și dumneavoastră, domnule Manea, chiar spuneați că s-a discutat această, această problemă și la Parlament. Situația acestor oameni este una dramatică. Cum Încercați să-i să ajutați pe acest, acești oameni. Cum, cum doriți să vă implicați? Fiind vorba de o situație nu dramatică, eu aș numi-o catastrofală, pentru că cu toții am văzut uh, pagubele și uh, pagubele pe care le-au produs uh, inundațiile fără precedent într-un timp foarte scurt. Am văzut oamenii uh, afectați, casele. Practic, distruse bunurile de o viață, agonisite, scoase în fața curților. Spun că este o situație catastrofală. Guvernul a declarat stare de alertă. Din punctul meu de vedere, cred că se impunea stare de urgență. Nu vreau să comentez pe marginea măsurilor luate de către Guvernul României, dar cred și în ultima perioadă, în ultimele zile, din ceea ce am văzut, că acolo se, se impunea un ajutor mult mai Aplicat, ca să spun așa. În continuare, am văzut oameni fără apă, fără alimente, autoritățile se străduiesc cumva să vină în sprijinul lor, dar nu este suficient. De aceea e nevoie de, mobilizare, de, de un apel la solidaritate din partea tuturor cetățenilor, nu doar din Județul Galați și lucrul acesta ni l-am propus și noi, noi, cei de la Partida Romilor, am fost cu ceea ce am putut și noi și cu ceea ce a depins de organizația noastră în toate momentele. Dificile din ultimii 15-20 de ani prin care au trecut oamenii, am încercat să fim alături și spun că, în mare măsură, am reușit. Nu înseamnă că noi, prin sprijinul nostru, am rezolvat situația, dar am fost solidari și, de data aceasta, vom fi solidari cu toți cetățenii care sunt afectați de aceste inundații. Ar mai fi o chestiune de spus. Am văzut, de pildă, într-o localitate de lângă Pechea, faptul că Ministerul Mediului, Ministerului Mediului i-au trebuit 3 ani, 4 ani ca să poată da un avis pentru decolmatare. Dom'le, și lucrurile astea care țin de guvern, care țin de legislativul țării, ar trebui o dată rezolvate pentru totdeauna, pentru că în perioada asta am văzut județul Galați, dar nu numai județul Galați sau județul Vaslui sunt județe expuse riscului de inundații. Avem toată partea de sud a țării, lângă Dunăre, avem în Ardeal zone, în Apuseni, fintă, care da. sunt supuse riscului de inundație și atunci când primarii, când autoritățile locale vor să intervină, să decolmateze, să creeze, să taluzeze, să ridice diguri sau astea, să existe un proces administrativ mult mai facil și să nu stai trei ani sau patru ani până să dă ministrul mediului sau nu știu ce director din minister un aviz, până atunci iată ce s-a întâmplat. A venit apa, l-a luat casele și ne aflăm în situația dezastroasă în care pe care o cunoaștem cu toții. Domnule pe un, înainte de a intra în emisie, vă Auzeam, vorbind la telefon și eu știu încercând să, să mobilizați o parte dintre uh, colegii Partidei Romilor, cei care înțeleg că sâmbătă vor participa la o ședință, dar subiectul dumneavoastră arzător era să îi mobilizați pentru a ajuta și a veni în sprijinul acestor oameni. Cum, uh, cum v-ați gândit să faceți? Eu cred că ar trebui să luăm exemplu și vis a -vis de forma în care s-a organizat societatea civilă în celelalte țări. Polonia, Germania, Italia, Cehia, Slovacia, Ungaria. Ungaria. L-ați văzut pe premierul ungariei că a ieșit și a făcut un apel la solidaritate și civică și la ce mai vreți. A trebuit lăsată deoparte Dumnezeului și campanie electorală și alte mesaje de genul ăsta. Și mai degrabă să ne mobilizăm cu toții și să încercăm să ajutăm acele zone. Este cel mai frumos, este cel mai cel mic, cel mai normal, cel mai corect. Acum, cu privire la ceea ce face Partidul Domnului, ceea ce încearcă Partidul Domnului să facă, noi am avut o discuție la nivel de centru, dar nu am știut cum să o gestionăm pentru că nu știam câte, eu știu, avertizări meteorologice vor urma și nu știam cam unde se oprește tot valul ăsta cât va fi de mare sau cât va fi de mic. Nici nu putem să transmitem niște mesaje uh, electorale, că nu mai ne interesează. Ori întâlnirea care a avut loc la București ieri, sâmbătă, uh, a fost de genul că eu a trebuit să le transmit colegilor din țară o strategie pe care trebuie să o aplicăm și nu un mesaj ia uite ce facem noi. Mesajul meu a fost ceva de genul nu mă interesează, fiecare lider în județul lui trebuie să facă ce fac eu la sectorul 5, ce facem noi la București. Și anume, am instalat corturi și începem să strângem Așa. ajutoare pentru sinistrație. Noi, în speță Partidul Românilor va plăti transportul, care trebuie să plece ca și niște... Uh, ca să spunem așa, tiruri sau convoie. Nu știu, vom vedea. Dacă, manitari, pleacă, urmă. Niște puncturi, dacă pleacă un transport, l-am calculat eu și am făcut o linie de demarcație. Am spus, domnule, dacă începeți cu un transport de la Cluj până în la București, toate județele pe care le întâlniți în cale, strângeți tot ce se poate strânge. pentru care separat haine separat și tot așa mai departe. Dacă aveți cumva posibilitatea de mobilier, de paturi, de campanie, de frigidere, de mai lucruri știu eu mai ce mari, lucruri da. mai mari, va trebui să ne organizăm altcum. Fac. așa cum am făcut și atunci când a fost de exemplu uh, când, cu, cu, cu războiul și cu situația cu refugiații. creată la graniță, cu refugiații, unde noi n-am ținut cont că sunt de etnie romă sau nu sunt de etnie romă, trebuie să ajutăm pe toată lumea. Acele lucruri se întâmplă și acum. Strângem de peste tot, de unde putem, ne implicăm, donăm bani, donăm obiecte, donăm alimente, donăm tot ce se poate dona. În noi le trimitem către, atenție, nu putem să le ducem noi la oameni, că nu avem voi. Reducem ducem către celulele de crize, ale pe care le-a constituit în Guvernul României și în felul ăsta colaborăm unul cu altul. Pe păi ce perioadă? Asta trebuie să fie cât mai scurtă. Dar acum e bun venit și un litru de ulei a unui om și un kil de zahăr și orice o fi. Pentru că toamna târzie bate la ușă. Și din toamna târzie, ca să o dai imediat într-un prag de iarnă, nu-i mare distanță. Elementare... Au rămas cu casele inundate. Adică Gândiți-vă că suntem către sfârșitul lunii septembrie. Pereții caselor nu se vor usca, n-au cum să se usuce, nu suntem în o Foarte complicată, foarte complicată. E, e dezastru, ca să spun așa. Plus că, într-adevăr, oamenii de acolo au nevoie de la alimente de bază, la apă, dar trebuie să luăm în calcul și pături, paturi. Absolut orice. orice. Închipuieți că acum e cineva care nu mai are nimic. Dacă nu mai au oamenii și-au pierdut decât cerul liber, de deasupra capului. De lui. Aceste lucruri vor fi depozitate undeva de către celula de criză și vor fi folosite la timpul necesar și util de către ei. Cum? Ei știu cum să le împartă, nu noi. Deci, în colaborare că cu, uh, celula, cu uh, celula de, de, de criză și cu guvernul. Așa, așa trebuie să respectăm acele celule de, de criză că, care s-au constituit în plan local, iar noi. Cum bine a menționat și președintele organizației noastre, domnule, noi și în pandemie și atunci când au fost inundațiile catastrofale din apusen și știți ce s-a întâmplat la Roșia am Montana? Am fost dar împreună făcut, acolo, da. Am fost împreună, deci am fost alături de oameni. Am fost solidari și suntem solidari. Fără uh, să avem un interes electoral, așa cum din păcate încearcă unii și alții să speculeze acest moment tragic din viața unor oameni da, Catalină, vă... îl speculează pe negativ și asta este rău adică dacă tu ajungi ca și uh, partid politic să spui, uite domne de exemplu unul dintre o, o, o postare cu un mesaj urât, prost foarte prost uite domne, la ucraineni uh, le-a găsit loc să stea la la hotel lor noștri din că, da, îi pune pe câmp, să stea în câmp. Păi, tata, da, da, nu ai de unde să știi ce a discutat celula de criză, nu ai de unde să știi ce au solicitat oamenii. E că adică nu beneficiezi de o chestiune de, de genul ăsta, că poate foarte mulți oameni au spus, domnei, nu vrem, domne, să ne părăsim casele sau nu vrem să nu ne, ne părăsim, uh, 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 eu știu, uh, ce mai au pe da, acolo. O să. sau în Unii caz. dintre oameni, să știți că eu am văzut chestiunea, dar asta că am luat pulsul de la fața locului. Foarte mulți sinistrați nu au stat cu mâna uh, uh, în șold și a așteptat ca militarii să ducă să dea noriu. Ba din contră s-au dus și ei, e gospodăria lor și au pus mână de la mână. Ce să facă? Să ducă la hotel, la nu știu ce distanță și poate să care cu sau transportul să se aducă. ce mai are în gospodărie. Adică că sunt niște poate, chestiuni da. exact cum eu am trăit cu tremurii din 77 și știu ce, ce necaz a fost atunci și alte inundații de-a lungul timpului, în situații de genul ăsta, trebuie să lași deoparte comentariile astea sterile, proaste și ne... care n-au niciun sens. Dom'le, haide mai degrabă să ne solidarizăm cu toții. Băi, și că ești partidul stânga, și că ești dreapta, și că ești centru, și că ce o mamă măzi o mai fi pe acolo, bă, lăsați odată campania asta electorală, că nu e momentul acum. Haide să dăm alte mesaje de solidaritate. De unde știi tu că noi faci la un fel de... stârnești o... o situație destul de confuză la nivel de țară și poate mulți erau voitori să, să contribuie la un teledon sau să contribuie cu ceva. Sau cu, să zică, are dreptate domnul ăla de la Partidul Cotare. Ia să pună mâna în guvernul Ciolacu sau Mardin sau Gheorghe să scoată banii muzunați să ducă sau de la guvern să ducă să-i ajute. Nu în situație de genul ăsta. Toată lumea trebuie să contribuim cu ceva. Orice ajutor e binevenit. Așa cum uh... Începusem emisiunea, domnule Păun, când v-am adresat întrebarea ce vă doare cel mai tare și dumneavoastră și domnului Manea, ceea ce dumneavoastră ați menționat au fost, au fost copii, gândindu-vă în primul rând la copii preșcolari, la copiii mici care urmează să intre la grădiniță, la școală și iată că Într-adevăr, și statisticile spun că peste șase milioane de persoane se află în risc de sărăcie, cele mai multe familii fiind cele cu mai mulți copii. Anul acesta, iată că a început anul școlar, dar nu chiar toți copiii au putut beneficia, din păcate, domnule Manea, de un loc la grădiniță, de un loc la școală. Da, nu o să, nu să etnicizăm aici, deși. Copiii care provin din comunitățile noastre de romi sunt de departe cei mai numeroși, ca să spun, dintre cei afectați. Dar până la urmă am identificat și am prefațat cumva și emisiunea de astăzi, din emisiunea trecută. Domnule, una dintre cauzele principale care a determinat ca acești copii repet, fără să etnicizez, copiii care ar fi trebuit să fie la grădiniță, să fie în clasa pregătitoare, să fie în învățământul gimnazial, înscriși pentru că e un drept la educație conferit și consfințit de Constituție, nu e așa o chestie, merg la școală, nu merg, învățământul e gratuit uh, pentru copii, dar cauza principală pentru care cei mai mulți copii din comunitățile vulnerabile, cu precădere din mediul rural, nu sunt încă înscriși la forme de învăț la uh, principalele forme de învățământ uh, este uh, legată de uh, lipsa spațiului școlar. Este o realitate pe care atât Ministerul Educației, cât mai cu seamă premierul, guvernul României, Parlamentul României ca for legislativ uh, trebuie să o ia în calcul sau să stabilească că cel puțin de acum înainte Prioritate zero în educație, dincolo de toate celelalte măsuri, sprijin, burse, trebuie extinderea trebuie să fie extinderea spațiilor uh, din unitățile școlare. Aveți exemple concrete? Păi în Sunt. Acest Eu sens? vă dau un exemplu în București, nu numai în București, și în, și în marile orașe, și în, chiar și în comune. Dar vă dau un exemplu concret din București ca să înțeleagă și telespectatorii. S-a tot construit în ultimii ani. Bucureștiul s-a extins, da? La periferie. Dezvoltatorii, cei care au construit blocuri, zeci, sute de blocuri, nu au făcut și spații pentru uh, unități de învățământ. În speță, n-au construit grădinițe, n-au construit spații cu destinația unități școlare. Și atunci, toți acei copii de la periferia București, din cartierele noi, care da. nu sunt, vorbim de sute de mii de copii, uh, vin în vin să învețe în școlile construite pe vremea lui Ceaușescu sau chiar înainte din București, de Ceau, din, București. Da. din acest motiv am, am ajuns să învățăm în trei schimburi. Și sunt copii, chiar și copilul meu, uh, intră la, la școală în schimbul 3 la ora 3. Deci el intră la școală la ora 3 și pleacă la 7 jumate. Uh, sunt unități școlare care acoperă sau au ca efective școlare peste 1200 de copii de la clasa pregătitoare la clasa a 12. -a. Deci înseamnă de că repet. școlile sunt supraaglomerate. Adică, supraaglomerate. Cât... Nu toate unitățile de învățământ raportează aceeași problemă. Domne, spațiul școlar este insuficient în raport cu numărul de copii pe care trebuie să-i școlarizăm. S-a întâmplat și la Slobozia Bradului, într-o comunitate foarte mare de-a noastră din județul Vrancea, unde copiii au venit și ei la 9 septembrie cu flori, cu ghiozdane, au cunoscut o pe doamna, ce frumos că a început anul școlar și de a doua zi n-au mai venit. De ce? Nu avem unde să vă primim, nu există săl de curs. Și aia a fost deschiderea anului școlar pentru acei copii necăjiți. Lecăm cu uh, exact ceea ce ni se reproșează în, din punct de vedere etnic. Romii nu șteau copiii la școală. Romii abandonează școala romii nu vor să se integreze. Și întrebarea mea este, ok, unde? Cum? Și cine controlează sau coordonează un program de acest nivel, nivel național, bineînțeles? Din punctul meu de vedere, lucrurile sunt mai tranșante și mai clare. Pălăria problemelor din învățământul și primar, și preșcolar până la cel liceal este mult prea mare pentru Ministerul Educației. Ministerul Educației e mult prea stufos și prea mare birocrația că se poate să se înțeleagă niște mecanisme în ceea ce privește educația propriu-zisă. Cum, la ce să renunț eu ca minister și să, ce să gestionez eu uh, dacă sunt capabili să gestionez o situație de acest gen. Dacă vă uitați undeva în afara granițelor României, veți vedea că un segment extraordinar de considerabil și consistent este vreodată de, de particulari. Da, de învățământul particular, cu, de privați. Cu, bineînțeles, cu subvenții venite de la Guvernul României. Pe finanțarea per capita o dă și la privați? Absolut. O primesc și cei de la unitățile. Cu alte cuvinte, de stat. noi putem spune așa, că este nevoie de foarte multe unități administrative, dar aceste unități administrative sau școlare, sau cum vrei să le numim, nici nu există o legislație atât de bine pusă la pun și posibilitatea unei administrații locale sau județene ca să poată începe înceapă o investiție în zona în respectivă. Zona respectivă da. Adică eu, în calitate de primar, de exemplu, am o legislație care mă încurcă tare și foarte tare. Asta spune domnul președinte. Să ca să pot să, trebuie să, să o școli, construiesc da. o școală. Da, eu pot să-mi fac statistic niște situații. Să spun, la mine în comună, de exemplu, natalitatea este de nivelul X. O programare eficientă, calculată și bine gândită îmi spune că o să am atâți copii de la vârsta X la vârsta Y, preșcolar cam câți, școlari, cam câți, până la cel profesional, nu mai spun de cel liceal. Asta ca o planificare. Asta care e poate ca și o planificare poate pentru poate și orice manager de, de, Bun, de, de primărie, sau primărie mai mică cu... sau primărie mare. El trebuie să discute cu uh, președintele Consiliului Județean și ei să aibă o strategie de dezvoltare județeană, dacă nu neapărat și imperios necesar, una de dezvoltare regională. Sigur că dacă ai o strânsă legătură între nevoie absolută și buget, poți să ai niște programe eficiente și calculate ca să poți obține niște bani. Să stabilești ca investiție, că ca un... investiții pe termen scurt și mediu. Da, soluția unor clase modulare este cea mai simplă, cea mai rapidă și cea mai eficientă. Cine poate să o facă? Că un primar, dacă vrea să schimbe trei becuri într-o școală, îi trebuie 100 de aprobări. 100 de aprobări. Cum îl lăsăm noi pe primarul ăsta să gândească? Cu ce venim noi ca și sprijin în, central, pentru, la pentru la activitatea central. lui? Și eu, minister, la ce renunți din treaba asta? Să știi că aceeași chestiune, dacă vrei, în oglindă, când vom putea să discutăm, este și în sănătate. E cam aceeași treabă. Bun. Eu, ca și primar... Cu ce bani aș putea să subvenționeze o învățământul la mine în comună, dacă se apucă un nebun ce face o școală? Mă, în bani să-i dau eu, că la noi acum, practic, finanțarea urmărește elevul. Adică, dacă ai 100 de copii într-o școală, vei avea 100 de copii ori x cât este care se stabilește anual prin hotărâre de guvern. Care se stabilește prin hotărâre de guvern. Oare ar fi interesat, de exemplu, cineva care se vrea să bage într-un business să zică, domne, fac o școală la P și nu la P1, pe terenul meu, pentru 500 de copii. Cu ce sunt eu asigurat că mi se dau bani? Cu suma X îmi convine business planul ăsta sau nu? S-ar putea să dau unora să le convină. Ai scăpat de o problemă? Ai scăpat. Poți să faci și grădiniță, poți să faci și școală primară, poți să faci și școală profesională și, liceu, și, și liceu, multe și chestiuni. Dar important este ca Ministerul Educației, indiferent de cine este condus, să realizeze că pălăria mult prea mare. Noi acum avem, cred că, peste 10.000 de copii da. care nu sunt înscriși la grădiniță. Și care au vârsta egală de a fi la grădiniță. Da? Bun. Gândește-te că an de an ai câte 10.000. Câți copii ai în, în, 4 ani de mandat? 40.000. 40.000 de, copii nu se duc nici la clasa 1. Pentru că legea spune că trebuie să meargă la școala pregătitoare. Mulți dintre ei termină și clasa 8. -a, da? păi, mă, Monica, vorbind o la modul cel mai serios, ai o fată. Dumnezeu, 14, 14 ani și 14, ceva, ani da? da? acum. Bun. Primul liceu pe care îl întâlnesc în calea mea e la 30 de kilometri 30-35 de kilometri, 40 de kilometri Cum lasi o fată la 14 ani și ceva când se întâmplă atâtea violuri crime și ce se mai întâmplă ca să meargă la liceu Pinam cum să o las Nu mai spun că dacă e dacă tradițională, o familie tradițională și tradițională și netradițională Nu o lasă, că nu o lasă ne întrebăm de ce băieții noștri, o parte dintre ei se mai duc, nu se mai duc. Păi nu se ducă, se anturează. Unde să se ducă? Nici măcar nu sunt în stare să gândească un microbuz. Mă, un, un microbuz un sau un la autobuz la să ia din comuna respectivă, să zică, bă, asta e cursă specială care pleacă din comuna Văscăuță până, până, la, primul liceu. la primul Și tot uh, mașina asta se întoarce și îi aduce acasă. Nici măcar chestiunea asta. Și atunci te întrebi, de unde... De ce Sunt mai dai cu locuri acum, la ei? licee? Păi, la care lice? Unde să se ducă? Aceeași poveste o întâlnim și în ceea ce privește forma de organizare administrativ-teritorială. Pe păi noi avem 3500 și nu știu câte unități administrative. Păi eu îți garantez că în câteva sute, nici n-ar trebui să existe primar. Da, și este. Deci, ar trebuie să existe primar. Ori primarul este el, este viceprimarul, Vă nu știu, că consilieri, pe păi, da, din punct de vedere al populației. E populație, o populație că împătrânită, sunt nu mai. Așa, sunt 10, numai, așa, în așa, sunt, în satul 10 cătune, 15 cătune, dar ei apar din punct de vedere financiar administrativ și, administrativ, și administrativ, apar că trebuie să fie finanțate. Cu tot aparatul. Cu tot aparatul, administrativ. de la S-a ridicat o altă problemă. La fel de, nu dă spinoasă, de gravă, despre care, în general, oficialii și reprezentanții Ministerului Educației și nu numai nu, nu prea vorbesc. Ca să nu spun că nu vorbesc absolut deloc. Și anume, abandonul școlar după terminarea clasei a 8-a, care e foarte mare. Și despre asta a vorbit și președintele. Dar vreau să vă spun un lucru. Înțeleg Domne, că peste 40.000 de, mii nu de copii. Nu, noi când ne referim statistic. mai mult când ne referim la abandon școlar, de regulă ne gândim la acel segment În învățământul primar, gimnazia, la a treia, la a patra, la a șasea, familii monoparentale, le-au plecat părinții la muncă, copilul e în grija unui bunic sau în grija unei rude și nu știu, e, nu are venituri, abandonează școala. Nu. Sunt și acei copii dar cea mai mare rată a abandonului școlar, subliniez, despre care nu vorbește nimeni, este după terminarea clasei a 8 -a. Și puteți vedea foarte simplu, și chiar vă rog într-o emisiune să luați pe, prin telefon pe cineva sau chemați în studio un secretar de stat, pe doamna ministru, să ne spună și nouă. Domne, câți copii au terminat clasa 8 -a? Vă dau un exemplu, acum patru ani. Că am văzut în statistici, la nivel național, au terminat 800.000 de copii. După patru ani, câți copii, nu, da. câți copii au reușit să termine clasa 12a sau învățământ profesional și dual? Și vezi că de la numărul ăla ajungi la mai puțin de jumătate. Băi, și restul unde sunt? S-au pierdut pe drum? Nu, cei mai mulți dintre ei nici n-au ajuns în clasa nouă. Asta e realitatea și despre asta a vorbit și domnul președinte și eu. Și e o problemă care nu mai trebuie abordată teoretic cu lozinci, cu bălării și cu prostii așa cum fac unii. Băi, asta e o problemă reală a României. Cum facem? Că și eu aș fi nu îngrijorat, foarte îngrijorat să-mi las fata să meargă 50-70 de kilometri zilnic dus întors naveta, da? Că e fată. Și atunci, una dintre soluții pe care partida a propus-o, noi am discutat-o la nivel central, la nivel local cu colegii noștri, chiar domnul președinte, cred că acum 2 ani de zile, a zis, dar totuși Aia, unitatea aia școlară din comună, băi, acolo nu poate fi mai extins învățământul de la clasa 8-a, că de regulă acolo găsim școală gimnazială cu clasele 1-8. Băi, nu poate fi extins cu un învățământ profesional și dual sau cu o clasă liceală de Astfel tehnologie. să meargă mai departe? Am reușit la un moment dat la Cojeasca și s-a făcut la Cojeasca, unde e o comunitate mare de romi, acolo... De la școală gimnazială s-a făcut și liceu tehnologic. Și copiii au rămas pe raza comune. Dom'le, să nu mai plimbăm pe copii de la Slobozia Bradului la Focșani sau la Râmnicu Sărat. Haideți să venim cu o soluție să extindem pe raza comune învățământul pentru acei copii. Într-o altă emisiune, probabil, când o să avem timp, o să aveți o mare surpriză când o să vedeți cu ce program vine Partida Romilor la guvernare. Să vedeți cum am gândit-o noi la nivel de centru, să vedeți cu ce măsuri practice venim noi. Pentru că o să o luăm înaintea Guvernului României și o să fim chiar mai buni decât, decât mulți miniștri și o să fim chiar mai buni și decât primul ministru al României, vă... ăla care va fi nici nu ne -o contează. O să le dăm lecții de formă de organizare și de intervenție socială pe cel puțin 300 și ceva de comunități. Atenție, nu cu o comunitate de două. Peste 340-350 de comunități. Dumneavoastră a zis în altă emisiune, eu vă spun că mai avem ceva timp la dispoziție, luăm o scurtă pauză de publicitate și revenim, eu știu, poate cu mici amănunte din programul care urmează să-l implementeze Partida Romilor. Rămâneți alături de noi! Doamnelor, domnilor, am revenit așadar în continuare alături de mine este președintele Organizației Partida Romilor Pro Europa, domnul Nicolae Păun, precum și domnul deputat Cătălin Manea, deputatul minorității rome în Parlamentul României. Domnilor, am rămas puțin așa cu un subiect în aer, să-i spun, și n-aș vrea să, să ne îndepărtăm prea mult de el. Domnul Păun spunea că pregătiți ceva, nu organizația Partida Romilor, pregătiți ceva pentru perioada următoare. Văd că ați pregătit o broșură, domnule Manea, dar aș vrea să îmi spuneți mai multe lucruri și despre uh, cum urmează să lansați acest proiect în adunarea generală care va avea loc la 1 noiembrie? Foarte pe scurt, pentru că timpul nu ne permite. Noi am pregătit programul pe care președintele l-a anunțat. Programul este programul social, politic, identitar al Partidei Romilor, intitulat Rom pentru România. Este pentru o perioadă de 10 ani, vedeți, 2024-2034. Este construit pe 5 piloni și unul dintre piloni i-am abordat astăzi, atât cât ne-a permis timpul. Educația este pilonul 1, aici sunt și soluțiile, dar sigur, nu putem discuta despre tot acest program. Pilonul 2, sănătate, pilonul 3, dezvoltare comunitară care e foarte importantă pentru noi, pilonul 4, identitate și cultură, și aici un, cred că o întreagă emisiune am avea nevoie să discutăm și la fiecare și pilon. Și nu terminăm. Și nu în summa? cele din urmă, pilonul 5, legislație pentru romi și politici publice pentru romi, altele decât cele care au fost... Cred până că prezent. deja am abordat da. așa puțin și... Să zic, din fiecare mai puțin, n-am avut timp să abordăm subiectul. Iar cum va fi lansat? Dar despre și încep... legislație ne-a mai spus ceva domnul Păun astăzi. Deci, nu, niște cu... idei. Contextul în care va da. fi lansat, aici o să ne spună domnul președinte, pentru că nu, nu bă, lansăm bă, așa la colțul străzii. Totuși, venim cu o experiență de peste 34 de ani. Adică 34-33 de ani Partida Romilor, Partida Romilor reprezentată la nivel național în atâtea sute de localități, cu sute de consilieri locali și uh, acest program nu are uh, la bază decât problemele din comunități și soluțiile gândite de noi, de echipa noastră în an de zile. Soluții, nu ipotetice, adunate, soluții da, clare punct, punct. pe care guvernul românii poate să le aplice legislativul, le poate aplica administrația publică locală cu toate structurile care o compun. Să le se vrea și acest lucru, da? Vă rog, domnule. Eu Paul. nu pot să-mi permit în șapte minute să vorbesc de lucruri de atât de serioase și de interesante, pentru că lumea va înțelege sau nu va înțelege. Eu cred că trebuie să acordăm timp pe fiecare subiect în parte subiectele pe care le regăsiți, de altfel, temeria, baza acestei broșuri, și uh, după ce vom avea și niște puncte de vedere, probabil și altor persoane care toată ziua bună ziua nu fac altceva decât să ne critice pe Facebook, pe colo, pe colo, ei numesc un fel de pierde de vară, deja și pierdut vara, că au stat pe Facebook, vine iarna, cred că o se Au rămas tot așa. pe Facebook? Au rămas pe Facebook, Bun, ideea este următoarea. Iată o, un lucru fundamental, concret și clar. Iată de ce e de mai mulți deputați în Parlamentul României. Pentru că dacă noi am fi avut o reprezentare pe măsura problemelor cu care ne confruntăm, cred că multe chestiuni de genul fost? exprimate de către noi ar fi fost rezolvate. Din păcate, noi facem parte dintr-un grup parlamentar cu 17 minorități de avalma, dar cu particularitățile noastre. Și normal că nicio altă minoritate din cele 17, cu excepția noastră cei prezenți în grup, nu putem să abordăm problema comunităților de nou, că nu-i treaba lor. Adică ce să mă duc Eu Să mă că un grup parlamentar a minorității a minorității. o să-i știți, băi, italianule, francezule, germanule sau care mai ești pe acolo. Uite, noi avem probleme. Lăsați-ne, mă, că nu ne interesează problema asta. Nu e, e da, problema noastră. Da, da, minoritatea romă este destul Deși de mulți ce... adică... Deci reține, Monica, mulți n-au ce să caute pe acolo. N-au ce să caute, efectiv. N-au ce să caute. Dar ăsta este un alt subiect. Unde să mă duc Eu Să rog pe grupul deputaților de la Maghiari. Și spun, băi, oameni buni, vă rog frumos ajutați-ne și... Vă rog frumos ajutați-ne și pe noi. Au și ei problemele lor. Și iată de unde necesitatea maximă de a încerca să discuți și cu alte partide politice, pentru că de unul singur nu poți să le rezolvi. Frate, n cum. Mulțumesc să spună, dar de ce n-ați încercat să faceți grup parlamentar? Pe păi ne-am încercat noi. Am fost lăsați. Da. Dar e vreunul atât de redus la minte să creadă că eu, dacă aș avea un grup parlamentar în spate mie, mi-ar părea rău. Cum? Când eu țip de 30 de ani de chestiunea asta. Din 94 de când sunt președinte, anul ăsta fac exact 30 de ani. Cineva încearcă să creadă prostii și tâmpenii și pe lângă faptul că le crede el, le mai și împrăștie pe linia de socializare că eu nu vreau decât să dețin controlul, că mă interesează pe mine ca Partida român să rămână unic și veșnic. Nu e adevărat, e o tâmpenie. Dar nici nu poți face treabă cu tot felul de organizații, nici nimeni, ei și nevestele lor într-o așa puși la pachet la masă, la o masă în familie duminica, la ei găsiți pe președinte, pe secretară și pe mai nu știu cine. Nu, noi suntem o organizație serioasă care putem să colaborăm așa cum colaborăm cu alte partide politice, așa putem colabora și cu alte organizații dacă se dovedesc a fi serioase. Problemele noastre și descrise aici în această broșură nu sunt ale noastre ale partidei romilor, nu se confunda. Astea sunt problemele comunităților de rom din România în care trebuie rezolvate. Când, cum, nu știu. Ori, îți spuneam ceva mai devreme până la pauza publicitară, că noi cu uh, bani, exact cum am mai spus, pentru unii, se pare cumva că suma asta pe care o primim noi an de an este extraordinară. Le spun că este infimă. Și o să facem o altă, un alt calcul să vedeți că dă statul român de exemplu pentru o altă minoritate. Nici nu vreau o să, să spun care minoritate. Pentru minoritatea romă Sumele pentru un diferite. etnic, pentru un rom din România de 80 de cenți. Deci asta înseamnă 4 lei. Iar pentru oricare alt etnic decât, cea, decât cel de etnie romă dă, dă la 500 de euro pe lună în sus ca să ne înțelegem Bun. nu mai discutăm nici de partea financiară discutăm de necesitatea colaborării cu un partid politic fără un partid politic în Parlamentul României care are majoritate sau și-a creat o anumită majoritate n-ai să poți să treci niciodată niciun proiect de lege deci. te naști cu idei și mor cu ele pentru că nu ai cum să le implementezi deci minoritatea romă clar are nevoie de acest lucru are nevoie de, de sprijin, are nevoie de sprijin. De sprijin. Tocmai din acest motiv și anul acesta, pe data de 1 noiembrie, vom organiza la sala palatului adunarea generală a reprezentanților comunităților de romi. Și aici sunt peste, 4. din toată țara, sunt aproximativ 400 de delegații. Deci sunt undeva la aproximativ 4200 și vreo 200 de oameni. Oamenii aceștia vin ca să... Fie de acord cu această broșură și cu aceste politici. Cu acest program. Și cu acest program. Nu vin ca să se plimbe până la București. Și mai mult decât atât, persoanele care vor fi invitate la acest congres, această mare adunare națională extraordinară, a nu se compara cu mare adunare a al da, lui da, Ceaușescu, da. mi-ar fi plăcut mie să fie, dar nu e. Uh, trebuie să înțelegeți că oamenii ăștia, care vor fi, nu știm care vor fi, noi lansăm invitații Vor veni ca să exprime un punct de vedere vis-a-vis -vis de acest program Nu față de persoane Nu față de persoane față de ceea ce față de ceea ce solicităm noi Pentru comunități Pentru că la fiecare problemă pe care ați enunțat-o în, în acest Program, program, aveți și soluții. Și Sigur, soluțiile, da. așa Sigur că cum domnul da. Manea adică spunea, noi nu venim și stăm cu mâna întinsă și spunem, domnule, da. dați-ne și nu, nu știu ce, noi venim cu soluții și le spunem, uitați de unde și cum se pot rezolva. A, e problema asta, e soluția da. propusă de noi. Avem și oameni pregătiți care să meargă în ministerele respective, suntem și gata pregătiți să le să sun, punem umărul la muncă. Deci, așa înțelegem noi să facem politică pentru comunitățile de români. Și nu de un an. Să de veniți foarte cu mult soluții timp. concrete, că până la urmă. A, a, despre asta. Să știi că asta partidele politice din România de asta au și nevoie de un partener serios. Nu au nevoie de manglitori cerem, care stau toată ziua, cerem, bună ziua, mă, ziua ce pe și... tot felul de comentarii. Ce să-i bagi în seamă? Nu le cunoaște și mersul, și talentul, și figurile? Le cunoaște foarte bine, la fiecare în parte. Și zice, du-te mă la seamă cu X. Eu nu știu ce poate pielea. Deci cam asta e noi. Nu negociem pentru noi. La 1 noiembrie chemăm din nou întreaga țară ca să hotărască dacă vrem să continuăm sau să facem pași. Dacă da, vor spune da. Dacă nu, va spune nu. Și cine va veni la congres? Cine și-asumă? Pentru că noi, pe lângă invitație, transmitem și programul. Cine vine și spune Sunteți da, dom'le? Sunteți noi? Ne ajutați? Da, domnule. am venit departe. să vă spun că suntem de acord cu voi și suntem pregătiți să vă ajutăm. să preluăm. Tot programul, ne-am bucurat, parțial, doar parțial, domnule, îl prelom, în programul de guvernare, în viitorului guvern care se va instala în luna decembrie. Avem o deschidere față de comunitate, pentru că nici noi, noi n-am stat cu mâinile în sân atâția ani în acest program politic, social și identitar al Partidului Romilor. Să știți că nu există niciun cuvânt despre ceea ce a făcut partida în toți anii de la înființare și până astăzi. Nu există nici, nimic. Noi venim doar cu problemele la zi și cu soluțiile gândite. Ce vrem să noștri, întâmple de mâine încolo. Ce vrem să întâmple. N-am trecut în revistă ceea ce am reușit să facem, că acum, fără să fim lipsiți Bine, de modestie, azi... am reușit să facem. Azi... Partidul a Romilor a reușit în acești 33 de ani de zile să facă niște pași destui, de, destul de, de, spun eu, de importanți pentru minoritatea rom. Nu-i suficient. Din acest motiv suntem organizația care ne am asumat reprezentarea întregii comunități, să luptăm. Și tot din acest motiv spunea și domnul președinte că minoritatea noastră este subreprezentată la nivel politic, mai ales la nivel parlamentar. Nu poți o minoritate de dimensiunea noastră, de anvergura noastră, să aibă un singur reprezentant în Parlament. Nu că e strigător la cer în egală măsură o minoritate cu un număr mult mai mic de etnii să aibă a, 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 același deputat. Domnule, nu, numai o secundă. Nu putem da. veni acum cu câteva zile, câteva săptămâni înainte de alegeri, două, trei, așa? E tardiv, acum lucrurile sunt clare. Legislația electorală ca să creăm un drum, o facilitate, chiar și pentru cu tot respectul pentru președintele României. Domnule, există voință politică. Se face derogare, președintele poate candida. Foarte bine. Subscriu și eu că un om care a fost 10 ani în mandat de președinte are o experiență care nu poate fi pusă la îndoială și că e un bun câștigat pentru țară, pentru Parlament. De acord. Bă, dar și pentru noi, pentru aceștia mai necăjiți, pentru aceștia mulți, la un moment dat va trebui să, să, să existe voință politică și în direcția de a modifica legislația electorală, să nu mai punem semnul egal între o minoritate, de fapt cea mai numeroasă minoritate din România, fapt recunoscut și chiar de către liderul UDMR-ului la vechea noastră. Noi suntem neoficial, noi suntem ne cea mai numeroasă. Oficial maghiarii după maghiar noi, dar neoficial noi suntem cea mai numeroasă. În condițiile în care chiar domnul președinte, având discuții de nenumărate ori, băi, un deputat potrivit legii reprezintă 70.000 de locuitori, un senator, așa scrie în lege, da? 100, 50.000 de, de locuitori. de păi, Gândiți-vă că dacă, dacă am luat statistic doar și oficial, după calcule, ar trebui să aveți vreo 9-10. Și... Atunci rămâne să vă lansez o nouă invitație și să uh, parcurgem etapă cu etapă din programul pe care Partida Romilor bucurat, îl, îl pregătește pentru uh, adunarea generală de la 1 noiembrie anul acesta. De acord, nu? Înțeleg De acord. că n-ați spus nimic. De acord, evident că trebuie prezentat tuturor celor care ne urmăresc, mai ales clasei politice, că programul ăsta. Mă, până intrăm în campanie, mai putem să stăm la dispoziție. Și mai ales că sunt lucruri pe care le discutăm în, în premieră, așa că telespectatorii noștri le vor afla în curând. Vă mulțumesc are mult pentru prezența la emisiune, vă doresc okay. succes în activitatea noastră și sper să ne vedem. Cât Mul mai curând! Mulțumim frumos! Doamnelor și domnilor, aici se încheie ediția din această săptămână a emisiunii Romi pentru România. Ne revedem duminica viitoare cu noi subiecte despre cea mai mare minoritate etnică din Europa. Eu sunt Monica Cornea și până la următoarea noastră întâlnire vă doresc toate cele bune!